stabilești ultimul halu. Te înjuri de morți, de familie și de... Am făcut un nomenclator. Dacă spun că ești un prost sau un sclav, e ok. Hai, ok, da. Că eram pornit și să-i spun lui Bogdan, că mi-a spus oamenii mei, că ai zis că dacă tu antrenai FCSR, aveai mai multe puncte. Nu, am zis că era la fel, nu am zis că era mai multe puncte. Dar pe cine ai antrenat Bogdan? Nu am zis prime, tocmai am subliniat că unul ca mine, care n-a antrenat pe nimeni, am subliniat, am zis să subliniez ideea printr-un pamflet, nu ca să fiu Andronos, să mă pună nimeni, că nu văd nimic mâna antrenorului ăla ce joacă o echipă de jucători da. Super talentați. Dar asta mi s-a părut mie. Dar spune și mie. Mâna antrenorului. În primul rând nu știi cum se lucrează nu și n-a, știu, așa. Nu știu, habar n-am fost niciodată antrenor, sigur. Ok, așa. Și nici în anturajul unei echipe, nu doar că așa. Așa. Eu, de exemplu, nu pot să comentez și apreciez oamenii care comentează pentru că e foarte greu. Că de scris mai pot să scriu și eu, dar de comentat nu, pentru că poți să o comiți și acolo nu se mai rămâne acolo. Ok. Bun.